Ciprian, studentul nostru de la IMA, este primul lui, atenție, material la televizor. Deci este primul, vă rog să fiți cu bun simț și să îi acordăm circumstanțe dacă nu e totul perfect. Primul lui material despre cum se pregătesc bărbații pentru zilele astea dificile. 1 martie. Ne pasă sau nu ne pasă? Bărbații sunt din ce în ce mai atenți la felul cum arată. De aceea merg mai des ca femeile la salon. Iar motivele sunt destul de simple. Ori vor o reîmprospătare a look-ului, ori vor o simplă schimbare. Haideți să vedem care sunt cele mai noi trenduri. Încă trendurile, din punctul meu de vedere, sunt lansate în fiecare an. În Londra, la Festivalul Internațional. Deja a început să se poarte, să fie o atenție mai mare la băieți față de alți ani. Uite, anul trecut, când am fost, toată lumea a prezentat și bărbați pe scenă. Se poartă foarte mult în zona bărbaților, barbă, mustăți, dar stilizată. Barba e un stil al tău sau? Barba se poate spune că e un accesoriu permanent la mine. Ce am văzut în prezentările din Londra e undeva barba, apoi foarte ras pe aici, zero chiar, pierdut și topul mai mare. Dar nu înseamnă că trebuie să ne aliniem la trenduri, trebuie să luăm ce ni se pare potrivit pentru noi și să adaptăm. How often do you cut your hair? Maybe one in a month. One time per month. Nu mă tund foarte des. Să știi, chiar nu mă tund foarte des. Nu-mi place să am păr scurt. De obicei o dată la o lună, dar în ultima vreme la 2 săptămâni. Folosești ceva produse pentru păr? Șampon, în general nimic. Interesant. Balsam, da. Da, șampon. Am văzut că femeile poartă părul decolorat la vârfuri. A ajuns și la bărbați acest modă? La băieți poți să să-ți-l vopsești, dar foarte subtil. Pe data de 17, ce se întâmplă? Tundem fără oglindă, adică ceva de genul ăsta. Am văzut pe stradă din ce în ce mai mulți tineri cu părul aranjat, dar cu foarte mult gel sau foarte multă spumă sau fixativ. Cum e? Care știu la ce te referi, este wet look. Și acela se pretează, din punctul meu de vedere, atunci când te îmbraci la un costum, te duci la un eveniment mai scorțos și vrei să fii mai elegant. Ești de acord ca un bărbat să-și îngrijească părul? Da, mi se pare normal să se îngrijească. Orice bărbat trebuie să aibă grijă de cum arată. Dacă am aflat că tunsoarea ne-o alegem în funcție de job sau de starea de spirit, important este să nu uităm niciodată să zâmbim.